ilustrator, desenator, dar în mare parte un zgâlitor, ocup câteva din pozițiile astea la Mobility Games chiar aici în Iași. În seara asta vreau să vă invit la o schimbare a perspectivei pe care o avem față de desenele pe care le considerăm mai puțin reușite și să nu le vedem ca niște eșecuri, ci ca treptele spre îmbunătățire care sunt. Pe scurt, why bad drawings are good. Am să fac o comparație în seara asta să mă ajute. Am să compar artistul cu un ilustrator. Nu că artiștii se spune mult prea des că ești frustrat cu munca ta, e ok, artiștii nu trebuie să fie niciodată mulțumiți de ceea ce fac. Și cu toate că văd dreptatea, adevărul din spatele cuvintelor, și anume că trebuie să ne îmbunătățim, vrem să depășim lucrările vechi, creează o relație destul de nesănătoasă față de lucrările care le facem. Adică dacă sunt veșnic nemulțumit de ceea ce fac, ce am să mă gândesc? Ok, hai să fac astăzi o dezamăgire în ocru și albastru cobalt. Nu. N-am gust să fac ceva creativ și ieșit din comun și neplictisitor. Și cum zicea și Victor, va fi doar boring și you're just gonna play it safe. Ok, imaginile vor fi despre bucătar, pentru că cumva ne ajută să ne gândim o leacă altfel. Și voi vorbi despre noi ca artiști. Mare parte experiențele mele. Așa, next, please. Noi ca artiști avem în minte, mai ales când vine vorba de lucrările personale, ilustrația aia perfectă. E epică, e grozavă, are dragon și cu o gagică sexy pe deasupra și cu un vulcan și cu fulgere. Da, cea mai bună. Aici e reprezentată ca The Dream Cake. Și, next. Ne uităm, avem toate ingredientele necesare, știm o leacă de anatomie, știm o leacă de cromatică, știm compoziție. Ce poate să meargă? În regulă. Ce se poate striga? Așa că de multe ori ne grăbim, le împingem pe toate, dăm ce-i mai bun, dăm cu sinceritate ce-i mai bun tot din noi. Iar rezultatul de cele mai multe ori este dezamăgitor. De ce este dezamăgitor? Pentru că îl comparăm în primul rând cu ilustrația aia epică pe care credeam noi că o avem în minte. Aici, în comparația pe care am făcut-o, e destul de ușoară. Greșeala ei acolo este că a pus omul cu tot cu plajă și cartonul de la lapte. Dar noi, ca artiști, nu avem ingrediente, nu avem niște unelte la fel de palpabile ca un bucătar. Nu putem să spunem că am folosit două ouă de anatomie în loc de trei. Și de asta ce ar trebui să facem este să ne uităm o leacă mai atent. Să ne gândim, ok, ce vrem noi să facem cu ilustrația asta epică? Ok, știm că are un dragon. Și știu că vreau ca dragonul să aibă solzi aurii, ok, și gagica să fie pe dragon, ok, și vulcan, dar de ce cu vulcanul ăla? Care este relația vulcanului cu restul a ce se întâmplă? Care este personajul principal? Dragonul salvează fata sau fata conduce dragonul? Și așa se clădește o poveste, se clădește un scop. Nu lucrăm de dragul de a face ceva epic, spunem ceva într-o modalitate epică. Și de multe ori ne dăm seama că deci noi avem doar fragmente la ce avem în mână. Eu sunt ferm convinsă că nimeni nu are, dacă ar conecta o imprimantă la capul nostru, ar scoate cele mai grozave imagini. Nu, avem fragmente de ceea ce ne place. Și este treaba noastră să aflăm cum le legăm. Așa că dacă ne facem curaj, luăm din nou la capăt, de data asta lăsăm cojul de la ouă deoparte, putem să facem niște proiecte mai mici, dar decente. Hai să vedem. Una din prăjiturile astea poate să semnifice un dragon. Sau cealaltă poate să fie, ok, mă duc și vreau să randez cele mai realiste coapse feminine. Sau vreau să fac un peisaj numai cu vulcanul, pentru că vreau să mă asigur că fac vulcanul ăla cum trebuie. Câteva nu o să fie demne de arătat în lume, poate, dar putem să descoperim că prin simplificare se desesc niște mici diamante și putem să găsim o nouă apreciere pentru proiectele mai mici. Aha, și după multe încercăm, dăm de ceva care poate să ne placă, să ne convingă. Dar riscul, dacă ne concentrăm prea mult doar pe
aspectul tehnic, pe randare, pe skill în sine, poate deveni insipid. Arată bine, dar e insipid. Astea sunt desenele care au 100 de sclipici în ochi și 100 de sclipici pe armură și arată bine și bombonele pentru ochi, dar nu le mai ții minte a doua zi. Și de asta e foarte important să ne... Nu e bun așa. Să ne asigurăm că avem ceva de spus în spate. Și în toată călătoria asta noastră, cu desene bune și rele, dar toate sunt bune pentru că îndeplinesc un scop și anume cel de a învăța, să stăm puțin deoparte and celebrate our milestones. Să ne uităm cum am ajuns. Și aici este singurul caz în care aș încuraja compararea. Ar trebui să ne comparăm numai cu noi înșine și cu lucrările noastre vechi, de la ceilalți artiști, să ne inspirăm. În concluzie, în spatele fiecărui desen, la mine, în cazul meu, mediocru, sunt sute de desene sub orice critică, dar le apreciez pe toate, pentru că ele sunt treptele spre îmbunătățire, treptele spre tortul ăla minunat, pe care sper să apuc să-l fac într-o zi. În a doua parte, vreau să vă zic că, ok, bad drawings are good, but the story makes them better. Ca ilustrator, povestea este cheia. Aici vă voi prezenta cursul pe care l-am făcut cu Sam Nielsen. Este un curs online despre Advanced Lighting for Story and Concept Art. Și am învățat niște lucruri care m-au impresionat și încerc să le aplic de fiecare dată. Acesta este un desen original de lui Joe Olson. Cred că era Joe Olson. Scopul meu era să îl... Tema mea era să îl randez. Era un studiu despre materiale, să le redăm cât mai realist. Și aici vreau să spun cum povestea m-a ajutat să duc la asta. Pentru că, da, ok, puteam să mă gândesc că vreau să fac sticlă, vreau să fac metal, dar care e rostul? Nu se leagă. Și dacă nu... Povestea este liantul între toate elementele. De exemplu, povestea din astea, cel mai probabil... Nu se citește atât de clar, dar povestea care am făcut-o. El este un extraterestru de pe o planetă incredibil de aridă, orice formă de apă probabil l-ar ucide, dar cu o pasiune pentru a explora adâncurile mării. Alături de el este peștișorul lui, un companion simplu, și el împărtășește aceeași pasiune, numai că el este un pește de apă dulce. Și îi trebuie acel... cum se cheamă? Bol, așa, there you go, mulțumesc. Acvariu mic, etanșat, da? Ca să supraviețească. De ce am făcut apa maro? E mai interesant vizual, dar cumva extraterestrul ăsta nu este prea familiar cu cum funcționează formele de apă subacvatice și nu din rea intenție, cât din necunoștință, uită să-i schimbe apa pe cât de des ar trebui. În același timp, am vrut să sugerez că face asta de foarte mult timp, are... metalul de pe costumul lui ruginit, plin de alge, dar are și un trecut nobil. Aplicațiile alea de aur, dar care și-au pierdut din luciu, sper să reprezinte asta. Următoarea pe care am făcut-o, așa, avem un personaj. Și aici vreau să vorbesc despre cum lumina este o unealtă foarte folositoare în a sublinia povestea pe care vrem să o spunem. Lumina poate să facă dintr-un personaj să facă pară pozitiv sau negativ, cu intenții rele. La cel negativ are ochii acoperiți, are ochii umbriți, are rim light-ul care vine pe arma lui, care accentuează formele ascuțite. Pare că dacă vine spre tine, nu vine cu intenții prietenoase. Celălalt a folosit lumină caldă, o lumină din unghiul lui Rembrandt, dacă știți. Arma i-am pierdut-o în compoziție, nefiind factorul determinat, principal, în ceea ce îl definește pe el ca personaj. În asta am vrut să... este deja o compoziție. Cumva am vrut să
povestea care am pus-o în spate este cei doi au avut un trecut împreună. Cel mai probabil au copilărit împreună, dar nedreptatea vieții i-a dus ca adulți unul împotriva celuilalt pe câmpul de bătălie. Ce se întâmplă înăuntru ei, cumva asta am vrut să le dau, este un moment de ezitare, un moment de furie. Nu știe dacă să-i cruțe viața sau să îl să-l ucidă în cauza trădării. Cum am făcut asta? Aici sunt câteva explorări. În prima parte, pare prea mult a speranță. Sunt norii care se despart și cumva pare că, știu că n-are sabia, dar cumva pare că îi întinde mâna și hai ridică-te. Te-am învins, dar acum alătură-mi-te. Așa. Dincolo, am vrut ca lumina să fie ca un stage light la teatru, să reprezinte presiunea puternică pe care o simte. E o lumină, nu este una ușoară, este o lumină care o face. Așa, iar în finalul... Puteam să arăt, să dau mai multe indicii vizuale, să arăt că el este înfrânt, de exemplu, o tăietură, cu sânge, niște noroi probabil pe el, dar nu el era personajul principal și nu avea prea mult timp. I-am accentuat furia folosind roșu, bounce light-ul ăla de la nisip, care vine de jos în sus, pe armură, sub bărbie. Și știți cum în filme, dacă un personaj principal este trist, plouă afară? Atmosfera care reflectă, care oglindește ce se întâmplă înăuntru personajului. La fel aici, este o furtună, pentru că cam așa mi-i tipui că se simte. Și dualitatea deciziei pe care trebuie să o ia, am reprezentat-o vizual și prin paleta cromatică. Care e cuvântul? Pentru că ai două culori care se opun. Complementară, mulțumesc! Jur că știam. Așa. Iar într-un ultim exemplu, era aici o versiune cropuită. Line art-ul este făcut de Jason Kim. Am vrut să le dau liniștea. Pacea pe care o simți în natură. Aici ce vreau să spun e că o poveste poate fi distilată sau poate fi surprinsă la esența unei teme, și anume de tranquility in nature. Și asta poate să fie singura poveste. Cuvintele astea sunt povestea care este spusă. Restul sunt goodies pe lângă. Și aici m-am folosit foarte mult de contrast. Deci, tranquility, pacea, liniștea, am redat-o prin orizontalitatea a tot ce se întâmplă în fundal. Norii sunt orizontali, orizontul este orizontal, neîntrerupt de vreun munte. Iar în foreground este copacul ăla, depășește, iese în afara compoziției și este haos. Totul este organic. Și ea ca personaj este cumva secundar în tema pe care am vrut să o redau aici. Ea ajută cumva să identificăm expresia de mulțumire, de ușurare, de liniște pe care o simt. Da, deci în concluzie, chiar dacă nu faceți lucrări, astea n-aș putea să le pun la un portofoliu, pentru că, în primul rând, nu-mi aparține line art-ul, a doilea rând, nu sunt terminate, dar sunt explorări. Sunt lucruri care m-au ajutat să învăț ce am de spus și cum să o spun mai bine. Și vă invit pe toți să faceți la fel. Mulțumesc!